Incidentul reclamat a avut loc la Mihăiești, în județul Argeș. Un adolescent de 17 ani l-a violat în repetate rânduri pe un copil de 6 ani. Ultima dată s-a întâmplat pe 19 iulie într-o casă părăsită din Cătunul de Rudari. Am aflat și eu de la vecin. Da, el n-a spus nimic acasă? Nu. Dar ce părere aveți despre ce a făcut? N-a făcut bine. Se cunoștea cu băiatul ăla da, mai mic? Da, dacă sunteți vecini aici. Cei doi erau vecini și adolescentul amenința că dacă spune, îl omoară. Au aflat însă alți copii care i-au spus mamei și aceasta poliției. Băiețelul meu s-a certat cu un băiat mai mare de vreo 12 ani și băiatul ăla de 12 ani a venit și mi-a spus că ce i-a făcut. Că dacă nu spune el, eu nu aflam nici în ziua de azi. După aia am întrebat copilul ce s-a întâmplat și mi-a spus și el că de frica la băiatul ăsta care l-a amenințat. Mami nu ți-a spus din cauza frica lui că m-a amenințat că știe că face pușcărie, dar știe că mă omoară dacă spun ție. Tatăl violatorului privește nonșalant ce s-a întâmplat. Mie, doamnă, îmi pare rău ce a făcut, că e copilul meu, dar asta e, n-am ce să da, fac. Dar și de copilul vecinilor nu vă pare rău? Pare doamnă, 6 ani. Îmi pare rău și de băiatul vecinilor, dar mai rău, știi cum e vorba, mai rău îmi pare de al meu, că și ei n-are grijă de ei. A urmat o anchetă, adolescentul a fost dus la audier, iar apoi reținut. Acesta este bănuit de săvârșirea infracțiunii de viol. Este bănuit că în perioada 5-19 iulie ar fi agresat un alt minor de 6 ani din localitatea Mihăiești. Tânărul a fost prezentat parchetului de pe lângă judecătoria Câmpul Lung cu propunere de arestare preventivă. Astăzi adolescentul a fost dus la parchetul de pe lângă judecătoria Câmpul Lung. Ambii protagoniști sunt de etnie romă și la Mihăiești membrii comunității spun că vor trata subiectul și după legile lor. Violatorul a rămas infirm în urmă cu câțiva ani după ce s-a electrocutat de la un stâlp. Ulterior a fost plecat prin Europa la cerșit.